Da, bun găsit la ediția de astăzi a emisiunii de ale Buzianului. Îl avem ca invitat pe viceprimarul Ionuț Apostol. Bine ați revenit, domnul Apostol. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Știți bine, oricând cu plăcere în studioul Campus TV. Evident, de aceea vă invităm și foarte des, nu de alta, dar știu că aveți în responsabilitate foarte multe probleme cu care se confruntă buzoienii de ani de zile și vor cetățenii respectiv să fie rezolvate toate aceste lucruri. Vom vorbi și de asfalt și de rampele de gunoi și de multe alte lucruri care țin de responsabilitatea dumneavoastră. Și dacă tot spuneam de rampe, s-au adunat oricum foarte multe între timp și le-am adunat toate sesizările din partea cetățenilor pentru această emisiune. Haideți să începem cu rampele astea îngropate, pentru că există vești bune. Oamenii așteaptă în continuare în anumite zone să fie amplasate rampe îngropate. Da, încă de anul trecut am lansat, să spunem, un experiment în cooperare cu operatorul de salubrizare privind amplasarea unor platforme îngropate de colectarea deșeurilor. Ulterior, acestea s-au dovedit un succes, în sensul că asociații de proprietari, oamenii au fost foarte mulțumiți, motiv pentru care în acest an am demarat un nou program, să spunem, de amenajare a încă 23 de rampe îngropate, de această dată 11 ca urmare a unei investiții a RER Ecologic și 12 finanțate de la bugetul local. Într-adevăr, aici am o ușoară nemulțumire, în sensul că au întârziat foarte mult demararea lucrărilor. Eu mă așteptam că din vară deja să începem lucru, însă procedurile birocratice, autorizațiile de construire, să nu uităm că anumite rampe sunt amplasate în zone foarte, să spunem, foarte aglomerate ca rețele, sunt rețele de canalizare, de apă potabilă, de electricitate. A trebuit cumva să căutăm soluțiile tehnice astfel încât să găsim cele mai bune locații, dar iată că pentru 11 rampe avem deja autorizațiile de construire. Într-adevăr, și astăzi am avut o discuție cu domnul director general al societății de salubrizare, pentru că se întârzie din punctul meu de vedere foarte mult, mă rog, aducerea acestor instalații la Buzău. Fac mențiunea că avem toate cele 11 cuve aduse la Buzău încă de aproape 2-3 săptămâni, dar partea de instalații urmează să vină din Spania și iată s-a întârziat, producătorul a întârziat livrarea, de aceea nu am făcut săpătura să introducem aceste cuve pentru a nu lăsa pentru o perioadă lungă acele cuve descoperite să nu apară accidente, de aceea am dorit în momentul în care vor veni și va veni și partea de instalație acestor rampe îngropate să executăm lucrarea într-un timp foarte scurt. Unde vor fi amplasate? Eu pot să vă specific și locațiile exacte, dacă pentru ca toți cetățenii să cunoască exact locațiile. Este vorba de strada Traian Vuia lângă blocul 15A, piața teatrului bloc 2D Bazar, și bine acea platformă de gunoi din zona bazarului care era permanent insalubră, acolo vom avea o platformă îngropată. Alte două platforme în cartierul Micro 14, blocul 11A și blocul 40. Trei platforme îngropate în cartierul Obor, fac parte din acel program de sistematizare a întregului cartier, alături de locul de joacă și platformele amenajate. Și totodată mai avem încă patru platforme îngropate în cartierul Micro 3. Este vorba de cele adiacente străzii Frăsinet, care nu oferau o imagine foarte plăcută în prezent, fiind vorba de zona comercială a orașului. Însă, având în vedere că pe strada Frăsinet, în cartierul Micro 3, vor fi reamenajate și locurile de joacă, vor fi reamenajate și parcările, sperăm noi, în această iarnă, vrem să introducem și platformele îngropate, astfel încât situația de Micro 3 să fie rezolvată. A doua etapă, cele 12 platforme
care vor fi partea investiției primăriei Buzău. Trebuie să vă specific că 7 dintre ele sunt în cartierul Dorobanți. Ne dorim să rezolvăm cumva mare parte din problemele cartierului Dorobanți, urmând ca alte 4 astfel de platforme să fie situate în zona Bulevardului Unirii, ultima dintre acestea fiind amplasată undeva pe Bulevardul Stadionului, acolo unde avem numeroase reclamații din partea asociațiilor de proprietari, că, mă rog, sunt persoane care vin și scormonesc în gunoaie, de aceea dorim să punem acolo o platformă îngropată să rezolvăm problema. Înainte de a lua o primă intervenție, aceste 23 de rampe vor fi toate până la sfârșitul anului instalate? Eu, cele 11 care fac parte, cu siguranță, cred că maxim 2 săptămâni vor fi amplasate. Celelalte suntem într-o fază avansată cu obținerea autorizației de construire. Au fost bugetate, adică banii au fost bugetați, nu este nicio problemă să le achităm, însă totul depinde de vreme. Dacă vremea ne va permite în această toamnă, vom încerca să le amplasăm cât mai repede. Da. Bună seara! Bună seara! Vă rog! Am și eu câteva întrebări lui domnul Vice. Bună seara, vă rog! Domnul Vice, chiar vreau să vă așteptăm la televiziune, că nu v-am mai văzut de mult. Da, am tot fost cu mare drag, însă... De 2 săptămâni, poate. Credeți-mă că problemele sunt atât de multe încât am încercat să le rezolv cât mai multe, dar să-mi fac timp și pentru a veni în fața telespectatorilor. Da, vă nu v-am mai văzut și de azi. Ce-o zic, domnul? Bun, uite că îl vedeți acum, vă rog frumos, haideți, spuneți. Da, domnul Vice, am și eu câteva întrebări, dar vă rog să mi le răspundeți la toate. Îmi notez exact. Da, cu rampele de gunoi, când se amplasează, când văd că s-a făcut aici în centru, dar văd că pe alte străzi nu s-au făcut. Spuneți-mi toate întrebările și vă răspund apoi. Da, asta cu rampele de gunoi neapărat. A doua întrebare. La gară, că a spus că se pune mobilierul, dumneavoastră a spus, și da. Sub pasajul acolo e un miros îngrozitor. Sub pasajul se pișă, e mizerie, câini, așa, a spus că se modernizează, văd că nu s-a mai continuat lucrările și mobilierul nu s-a adus. Câteva coșuri de gunoi nu s-au pus acolo. Rezolvați și problema asta și o notați, că da. Sper că sunteți un om de încredere și rezolvați. Deci la gară mă refer. Pasajul da. Și mobilierul care nu s-a adus. Sunt pe niște scaune ruginite. Bun, alt lucru. A treia problemă. Când se vor face platoul Dacia, că e numai groc, am înțeles că se vor vrea să dea o față a nou platoul Dacia, vor să dea o față nouă la platoul Dacia, că e numai gropi. Și așa. Ultima chestiune? Mai am 2 secțiuni. A, vă rog. Okay. Așa, și la florării, la piața din centru, când se moderniza florăria, că a zis domnul primar că vor să o modernizeze, că ce acolo e tarabile alea ruginite, plouă înăuntru, pe jos e numai ne împiedicăm din grob și tot așa. Când se amenajează cu totul, cu acoperiș, că am înțeles că vor să avem și noi o florărie modernă. Ok. Bun. Așa, și ultima întrebare cu piețele, că am înțeles că vor să modernizeze piețele. Când intră și în astea în calcul, că am înțeles că vor să modernizeze piața de la Crân, piața de la Micro 14, piața din Dorobanți, când Bun. Se vor face? Mulțumim. Haideți că vă răspunde imediat domnul viceprimar. Mulțumim pentru intervenție. Vă rog, domnul vice, foarte okay. repede, facem un tur. Foarte pe scurt, mi-am notat, în privința rampelor de gunoi, așa cum am spus mai devreme, în maxim 2 săptămâni, cele 11 parte din investiția operatorului de salubrizare, părerea mea că vor fi deja realizate, pentru că este o operațiune foarte simplă, doar de îngropat acele cuve. Doar acum suntem ținuți pe loc de venire a acelor instalații din Spania. Chiar astăzi vă spuneam, am avut discuții cu operatorul de salubrizare. În privința gării,
partea de mobilier din gară nu a intrat în cadrul proiectului de reabilitare a peroanelor. În urma discuțiilor pe care le-am avut la acel moment cu domnul director al SNCFR, la rugămințile domnului primar ne-a promis că ne ajută în sensul că va încerca să aducă și ceva mobilier, să modernizeze mobilierul din gară. Am înțeles că au fost aduse câteva scaune, însă ar mai fi necesar o nouă modernizare, o nouă dotare, să-i spunem. Probabil o să mai avem o discuție cu dânsul. Dar principala problemă este cea a pasajului. După cum bine știți, noi am solicitat să intrăm în să devenim proprietari ai acelui pasaj. Am făcut chiar o solicitare oficială către SNCFR în acest sens, însă în urma discuțiilor pe care le-am avut cu SNCFR, într-adevăr, ei ar avea disponibilitatea de a ne ceda dreptul de administrare sau de a ne da în proprietate acel pasaj, însă el este inclus în proiectul european de reabilitare a coridorului nou pan-european de deci blocat cuarul acolo, CFR. Da. E blocat. Domnul director al SNCFR mi-a explicat că în acest moment nu se poate realiza transferul de proprietate, pentru că atunci s-ar pune în pericol întreaga finanțare europeană pentru coridorul nou, că ar fi un proprietar privat, să spunem, pe o bucată de adiacentă căi ferate. La acest moment nu se poate realiza transferul. După realizarea proiectului de modernizare a căii ferate, a zis cu cea mai mare plăcere putem găsi o formulă. Platoul Dacia. Exact. În privința platoului Dacia, el se va moderniza pe baza unei investiții cu fonduri europene pe axa 4. La acest moment noi lucrăm la partea de proiectare, motiv pentru care în acest moment nu poate fi inclus în programe ample de investiții, pentru că apoi nu vom mai putea primi finanțare europeană. Ce putem face pentru această toamnă, așa cum s-a procedat și în vară? Încercăm să reparăm acele găuri apărute în zona de platou, acolo unde marmura a fost deteriorată. Noi deja am avut comenzi lansate către Urbiserv și unde au fost observate astfel de distrugeri, ei au reparat. Vom solicita din nou să intervină acolo unde va fi cazul. În privința florăriilor, într-adevăr, ne dorim modernizarea acelei piețe de flori, însă resursele bugetare nu au fost suficiente pentru acest an, coroborat cu întrebarea numărul 5, pentru că în acest an dorim să modernizăm piața Crâng, care aparține Societății de Piețe, Târguri și Oboare, urmând ca în bugetul anului viitor să încercăm să alocăm resursele bugetare și pentru piața de flori, poate și pentru alte piețe din municipiu. Bun, toaletele ecologice din parcuri, domnul viceprimar. Da, în acest moment am amplasat toalete ecologice în parcul Crâng, în parcul Tineretului și în parcul Marghiloman, pentru că am avut numeroase solicitări în acest sens. Poate anul viitor vom identifica resursele bugetare astfel încât să amplasăm acolo toalete ecologice moderne. A fost o inițiativă a domnului primar, am discutat în această vară, am studiat mai multe oferte existente pe piață la acest moment, însă prețurile sunt foarte mari și am ajuns la concluzia că bugetul municipiului nu își permite la acest moment. Vreau să vă dau un singur exemplu, o toaletă ecologică automată, modernă, așa cum vedem în multe capitale europene, poate ajunge până la 35.000 de euro pentru astfel de toaletă, la care se adaugă costurile privind mentenanța acesteia, pentru că trebuie încheiat un contract cu o firmă specializată care asigură mentenanța. La acest moment, Buzău nu își permite o astfel de toaletă, însă am optat pentru toaletele ecologice clasice, care își dovedesc utilitatea. Bun, acele ganguri. Vă referiți la gangurile din zona blocurilor de pe Cuza Vodă? Într-adevăr, sunt zone insalubre. Noi încercăm să le igienizăm periodic.
Chiar zilele trecute am avut un semnal din partea dumneavoastră legat de acel toalet, de acel gang în zona PTTR. Păi da, transformat în toaletă, de fapt. Exact, pentru că, mă rog, cetățenii apelează la astfel de practici, nu avem cum să intervenim, însă probabil un număr mult mai mare de toalete ecologice amplasate pe străzile din municipiu ar reduce astfel de practici, mă rog, care sunt deranjante pentru toți locatarii. Nu vă ascund faptul că aceste toaletele clasice, cum le-am amplasat pe cele în Crâng, în Tineretului și în Marghiloman, nu sunt atât de bune din punct de vedere al eficienței, în sensul că ele trebuie curățate foarte des, ceea ce implică costuri suplimentare, însă la acest moment a fost singura soluție pe care am putut-o găsi. Da, mai avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara, stimați domn. Câteva probleme pentru domnul viceprimar. Vă rog! Se poate. Vă rog! Nici nu știu cu ce să încep, că sunt foarte multe. Încerc să fiu cât mai concis. Prima întrebare. Cât costă un metru pătrat de asfalt în Buzău? Și cât costă... sau cu mult asfalt pe cel care strică acest metru pătrat? Concret... În bariera Ploiești, da. Înainte de a urca podul Drăgaica, chiar în intersecția cu strada Aleea Viitorului, parcă așa se cheamă, e un autoturism marcă străină, parcat din luna mai, din care curge ulei într-una pe asfalt. Asfaltul este stricat total. Acum câțiva ani, vreo 2-3 ani, la firma mea a venit garda de mediu și a venit în inspecție. Întâmplător era un autoturism parcat în curte, a găsit Dacia. I-a găsit două picături de ulei pe ciment, pe beton și mi-a dat amendă. Aici, deci, eu am sezizat garda de mediu din Buzău, n-a făcut nimic, am sezizat poliția locală care și a garda de mediu, n-a făcut absolut nimic, băieții se plimbă în fiecare zi pe acolo, nu fac absolut nimic. Mașina tronează cu un număr de vânzare în continuare. Sunt foarte mulțumit de cum a decurs asfaltarea în municipiu. Cu observație, deja pe strada Speranței s-a și făcut o gaură. Am fost ieri acolo, vă explic imediat. Cu observația că am înțeles că există o hotărâre de Consiliul Local când mai sunt astfel de intervenții, se intervine pe toată lățimea străzii. S-a făcut numai un metru pătrat sau cât naiba a fost acolo. Și încă o problemă referitoare la nou regulament. Spuneți acolo că e amendat pe proprietari care au fațadele mâzgălite. Știm foarte bine cine sunt mâzgălitorii, deci nu proprietari. Dumneavoastră îi sancționați pe proprietari, dar practic nu luați nicio măsură pentru prinderea și sancționarea făptașilor. Nu, e prins în regulament, se sancționează inclusiv partea asta de grafiti, tot ce înseamnă. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar mă sancționați pe mine proprietari, exact ca și când îmi dă unul un pumn în gură pe stradă, îmi scoate doi dinți și mă amendați pe mine că nu mi-am pus dinții, aici... dar nu l-am amendat pe ăla care mi-a dat pumnul, știți? Deci noi încă o dată am sezizat și poliția locală și poliția, deci la concret, la blocul Camelia. Avem niște garaje în spate acolo. Știu. Cunoscute în lumea liceenilor de la pedagogică și liceul de arte, deci v-am dat concret cine sunt aceia. La groapa, așa se numește. Știu. Așa, băieții exact. De acolo, deci dacă îi căutați, dacă îi scutărați bine, din 2 inși unul are câte un spray de vopsea. Noi, practic, la blocul Camelia, de exemplu, am refăcut 3 fațade. Una din fațade ne-a costat 120 de milioane. La o săptămână s-a dat iar cu spray. Dumneavoastră vreți să ne amendați acum că nu o facem la loc? Nu vor fi aplicate. Deci, rugămintea mea, scoateți acest punct din regulament. Și insistați asupra pedepsirii făptașilor. Vedeți că și dumneavoastră primăria aveți pe Cuza Vodă, pe avem, pasajul avem nou făcut acolo, s-a intervenit. Poliția locală se plimbă bine, mersi, și nu e trasă la răspundere de cei care au în pază acel obiectiv. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi pentru intervenție. Vă rog. Să începem cu ultima întrebare, fiindcă este vie în memorie. Într-adevăr,
Tocmai de aceea acele regulamente le-am lansat în dezbatere publică pentru a primi sugestii și interpretări din partea buzoienilor, astfel încât forma finală a acestor regulamente să fie cât mai aproape de ce își doresc buzoienii. Într-adevăr, au fost prinse sancțiuni atât pentru cei care mâzgălesc pereții, dar au fost prevăzute sancțiuni cât și pentru proprietari. Aici, probabil, se va lăsa loc de interpretare, de aceea va trebui să analizăm foarte bine. E greu pentru de controlat, domnul Ovice, e greu de controlat. E greu de controlat, dar noi ne-am gândit și la acei proprietari de imobile cărora nu le pasă de imobilele respective, fie că sunt nelocuite, fie că sunt abandonate, și ne-am gândit să găsim o formă nu de a-i sancționa, dar măcar de a exista o bază legală, astfel încât să-i obligăm să-și curețe acele fațade. Bun. Într-adevăr, știu, situația de la blocul Camelia a fost reclamată în nenumărate rânduri, acolo sunt tot felul de expresii obscene, este într-adevăr o operă de artă în ghilimele, oamenii, locatarii respectivi nu au nicio vină. În privința Străzii Speranței, într-adevăr, acum două zile, o conductă a companiei de apă, culmea, o conductă nouă, pentru că vorbim de o stradă unde rețeaua de alimentare cu apă a fost refăcută în urmă cu câțiva ani, a cedat, de aceea au fost nevoiți să facă acea intervenție, dat fiind că era o stradă nouă asfaltată, decizia noastră a fost de a nu face săpătura pe toată lățimea străzii, pentru că ar fi distrus și mai mult carosabilul. Le-am dat acceptul, să spunem, să sape o rectangular cu tăietură în stratul de asfalt, astfel încât să refacă domeniul public cât mai aproape de starea inițială. Apar astfel de intervenții, nu avem ce face, este în natura lucrurilor, însă noi încercăm să intervenim și să asfaltăm străzile abia după înlocuirea rețelelor edilitare, astfel încât să nu apară astfel de probleme. Și mai aveam o întrebare legată de taxarea acelui proprietar de autoturism. Probabil în câteva zile, încă mai sunt așteptate unele aprobări, va intra în vigoare și va intra în drepturi hotărârea de Consiliu privind ridicarea autoturismelor, pentru că în cazul unui astfel de autoturisme abandonate, noi nu avem încotro decât să trimitem notificări prin poliția locală respectivilor proprietari, însă dacă aceștia nu pot fi identificați, nu avem nicio soluție legală de a-i sancționa și de a-i obliga să elibereze domeniul public. Singura soluție este de a fi ridicată mașina și acel utilaj, tocmai pentru astfel de cazuri, va fi utilizat, nu pentru vânătoare de șoferi indisciplinați, cum s-a mai spus prin unele locuri. Cu costul unui metru de asfalt? Costul unui metru pătrat de asfalt nu pot să vi-l spun, în sensul că asfaltul este ofertat de către societatea Urbis, la prețul este pe ton, în funcție de grosimea stratului de asfalt, în funcție de tipul stratului de asfalt, pentru că știți bine, avem atât asfalt cu piatră de râu, cât și asfalt cu piatră de carieră. Da, uite, o să-i comunic telespectatorului exact, o să mă interesez cât costă estimativ metru pătrat de asfalt. Probabil în jur de 100, între 100 și 150 de lei, cam așa este o medie, să spunem. Încă o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Bună seara dumneavoastră și domnului Vite! Bună seara, doamnă! Domnul Vite, ce aveți dumneavoastră cu micro 14 de nenegrijate atâta? Cum, doamnă, nu vă neglijez absolut deloc. Tocmai ce v-am citit, că vor fi 4 platforme îngropate de gunoi micro 14. Lăsați gunoiul, că am văzut, felicitări. Ce facem cu trotuarele? Că sunt pline de mașini. Eu locuiesc la capătul traseului 78 de maxi taxi și nu se poate merge pe trotuar. Spuneți și noi pietoni, pun să mergem. Da, acolo sunt și niște... Trotuarele sunt de îngustă. Stați numai un pic, doamnă, parcă... Am atâtea ori să fac un singur sens, măcar. Dar parcă acolo în zonă sunt și niște garaje, dacă nu mă înșel. Și garaje nu mai vorbesc, și de garaje. Dar ce vreau să-l mai rog pe domnul Vite. Ia zice, rog. Avem în spatele blocului de garsoniere 29 o parcare, dar e plină de pietre. Așa ne-a lăsat domnul Boscodeală, în coadă de pietre, așa.
În spatele blocului 29? Da, poate. Poftiți? Blocul 29, da, a spus. 29, da, da, da. Dacă ar asfalta acolo, poate ar mai parca mașinile acolo, dar așa evită vieții oameni din cauza pietrelor. Da. Da. Ok, imediat vă răspund. Mai întreb încă o întrebare. Vă rog. Clubul nostru al pensionarilor unde? În micro 14 nu am făcut. Deocamdată avem unul în cartierul, în cartierul Broșteni și unul în cartierul micro 5. Nu am identificat încă o locație pentru micro 14, dar mai căutăm un spațiu disponibil și facem și micro 14 unul. Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc. Cu mare plăcere! Mulțumim și noi pentru intervenție. Deocamdată vom încerca să intervenim și pe zona de parcări, pentru că sunt foarte multe parcări balastate care trebuie asfaltate. Însă, la acest moment ne-am concentrat foarte mult pe aleile centrale. Vedeți bine că și cu trotuarele am rămas în urmă. Vor fi realizate și acestea. Însă, fiindcă telespectatoarea noastră vorbea de cartierul micro 14, noi am propus ca o prioritate zero, să zicem, în privința cartierului micro 14, asfaltarea aleii centrale și amenajarea parcărilor din zona aleii centrale, pentru că acolo avem și Biserica Sfântul Andrei, e nevoie de o sistematizare a întregii parcări, și aleia școlilor, care este frecventată de toți părinții și elevii ce-și duc copiii la, elevii care merg la școală și părinții ce-și duc copiii la școală. Probabil în primăvară cele două alei vor intra în asfaltare. Ușor, ușor încercăm să rezolvăm și situația din cartierul micro 14. Știți bine, au fost făcute și două locuri de joacă acolo, însă... Una dintre ele e devalizat. Unul dintre, este vorba din cele din investițiile vechi, este prins în etapa de reparație acum, va fi reparat în această toamnă, va fi modernizat, va fi înlocuit straturi de tartan, este prins în proiectul de modernizare alături de celelalte încă 6 locuri de joacă pentru că, care au fost contractate cu Urbiserv pentru modernizare. Încă o intervenție telefonică, bună seara! Alo, bună seara! Să rămâne, doamnă! Țin să-i mulțumesc lui domnul viceprimar, a fost singurul care a rezolvat o problemă care am adus-o la cunoștință și domnului viceprimar Neder și domnului primar în legătură cu curățenia la Cimitirul Eroilor. Mulțumesc, domnul viceprimar, și faceți tot așa, că sunteți... Stimată doamnă, să știți că și eu vă mulțumesc și numele domnului primar, să știți că eu i-am adus la cunoștință domnului primar și împreună cu dânsul am luat decizia de a igieniza acel spațiu, pentru că era păcat, am fost acolo, noi vrem să amenajăm, să asfaltăm cele două alei adiacente cimitirului și să înființăm o parcare și era păcat să rămână acea situație insalubră. Bun, mulțumim doamnă pentru intervenție. Zice cineva, la ora 14 pe strada Speranței era doar astupat, tasat, dar nu și asfaltat. Aici vreau să-i spun telespectatorului că într-adevăr am discutat cu cei de la compania de apă. Într-adevăr trebuie lăsat minim 24 de ore după tasare până la aplicarea stratului de asfalt. Altfel acel substrat se lasă și se va lăsa ulterior și stratul de asfalt. Aceasta este recomandarea tehnică, să spunem, nu a mea, ci a specialiștilor. Ca 24 de ore să rămână acel teren doar balastat, urmând ca apoi să fie aplicat stratul de asfalt. Înainte de pauza de publicitate, domnul viceprimar, foarte pe scurt, apropo de garaje, care mai e statutul garajelor de pe strada Frăsinet? Cineva întreba zilele trecute... Al cui aparține, de exemplu, terenul din spatele acelor garaje? Terenul din spatele garajelor, dacă nu mă înșel, este proprietatea Arhiepiscopiei Buzăului. Probabil o parte este și terenul stațiunii experimentale. La acest moment, toți acei proprietari beneficiază de un acord de utilizare a domeniului public pe o durată de un an. Însă acesta poate fi reziliat, să-i spunem, oricând cu 30 de zile înainte. De ce? Înainte. Pentru că spunea, domnule, nu le folosesc, adică nu nici... La acest moment municipalitatea nu are în plan o altă destinație pentru acel teren, însă dacă va fi cazul, acele acorduri vor fi reziliate. Mai mult decât atât, țin să fac precizarea, și eu sunt locuitor al cartierului Micro 3, în momentul în care
Sper că în această iarnă vom amenaja parcările din Micro 3 și vom reuși să le atribuim ca și parcări de reședință. Toți acei proprietari de garaje nu vor primi și loc de parcare în parcarea de reședință, pentru că vor trebui să-și utilizeze garajul exact transformat pentru, între timp în depozite transformat între timp în diverse, alte da. Obiective. Bun, am zis că luăm imediat pauză, dar m-a mai venit o întrebare adiacentă subiectului cu cimitirul eroilor, dacă nu, de ce nu se mai lucrează la domn sau nu se mai lucrează? Ba nu, la se domn. Lucrează, zilele trecute muncitorii erau la lucru, nu știu, probabil au fost și acel eveniment nefericit săptămâna trecută, probabil au întrerupt lucru ca urmare a organizării acelui eveniment în cimitirul eroilor, însă se lucrează, constructorii au un termen, deocamdată nu am înregistrat depășirea ale termenilor și probabil că va fi finalizat în condiții normale. Ca element de noutate vreau să vă spun că în acest moment lucrăm acolo pe intrarea aviației, lucrăm la partea de proiectare pentru că dorim să amenajăm o parcare de mare capacitate în acea zonă. Am identificat terenul ca aparținând domeniului public și odată cu asfaltarea străzii, pe intrarea aviației o să amenajăm o parcare de mare capacitate, astfel încât la fiecare eveniment ce va fi organizat la cimitirul eroilor, acolo să avem o parcare publică și să nu mai perturbăm traficul auto pe Bulevardul Unirii cu parcarea autoturismelor, să avem o chestiune de civilizație, mă rog, sau în perioada sărbătorilor religioase, atunci când afluența publicului crește în zona respectivă, să avem o parcare civilizată, să nu mai apară ambuteiaje. Da, Trespadorul zice că de o săptămână a revenit și zice de o săptămână nu ar fi nimeni acolo. O să verific mâine, dar la acest moment, asta vreau să specific, constructorul este în termen. Luăm pauza de publicitate, nu intrați în panică, avem foarte multe mesaje, o să le citim pe toate. După pauza de publicitate începem acest lucru, atunci când vom prelua în continuare și intervențiile telefonice, revenim imediat.